În noaptea de luni spre marți a nins abundent pe întregul teritoriu al județului Suceava. Cantitățile de precipitații au fost cuprinse între 0,6 litri pe metrul pătrat în cele mai multe zone, ajungând până la 4,5 litri pe metrul pătrat în masivul Giumaleu. În zona de munte, stratul de zăpadă depus a ajuns și până la 4 cm. Cel mai frig a fost în localitatea Părhăuți, minus 6 grade Celsius, iar cea mai ridicată temperatură a fost înregistrată la Coșna, minus 2 grade Celsius. În municipiul Suceava, marți dimineață, șoferii au avut neplăcuta surpriză să constate că pe străzi nu s-a intervenit aproape deloc. Un strat de zăpadă frământată acoperea poșghița de polei formată pe carosabil. Circulația s-a desfășurat cu foarte mare dificultate, mai ales pe străzile în pantă. A nins abundent în noaptea de luni spre marți în municipiul Suceava, iar autoritățile par să fi fost iarăși surprinse de venirea iernii. Pe străzile din oraș, acum la prima oră a dimineții, se află un strat de zăpadă frământată, iar circulația se desfășoară în condiții de dificultate. Chiar și străzile sunt mai aglomerate decât de obicei, asta pentru că cel mai probabil sucevenii au preferat să meargă la serviciu cu mașina. Și primarul Ion Lungu s-a declarat nemulțumit de intervenția societății Diasil, firma care a preluat în această toamnă activitatea de dezăpezire în municipiul Suceava. Când am venit la primărie, am dat un telefon la directorul de salubritate. Chiar dacă pe bulevardul principal, cel puțin zăpada este dată la o parte, totuși există riscul de patinare. Am dat dispoziție să dea mai mult antiderapant. Normal, trebuia dat înainte de ninsoare. Ei spun că au dat, nu prea se cunoaște. Deci vreau să vă spun, dimineața ora 6 am avut discuții cu directorul de salubritate și am dat dispoziție să intervină cu mai mult material antiderapant pe străzi. În oraș, ambuteiaje s-au format la intrarea dinspre Fălticeni, pe sensul de intrare dinspre Șcheia și în zona industrială, acolo unde circulația a fost blocată de un utilaj al firmei Diasil, care a rămas în pană. Situația s-a remediat în jurul amiezii, după ce numărul utilajelor a fost suplimentat, iar pe străzile principale a fost împrăștiat material antiderapant. În județ, circulația s-a desfășurat cu dificultate pe toate drumurile naționale și județene. Cele mai mari probleme s-au înregistrat pe DN17, în pădurea dintre Ilișești și Păltinoasa, dar și în zona localității Stroiești, acolo unde două tiruri au rămas blocate pe sensul spre Ilișești.